Pe 23 septembrie, Crucea Roșie, în parteneriat cu Televiziunea Română, a organizat Gala Crucii Roșii Române, ediția a 5-a. Obiectivul a fost strângerea de fonduri pentru implementarea proiectului social Centre de Prim Ajutor în zone izolate. Proiectul se adresează comunităților izolate din mediul rural, care nu dispun de servicii medicale permanente, iar ambulanțele ajung târziu la cazurile urgente. În județul Giurgiu a fost ales satul Tomulești, comuna Toporu. Totodată s-a lansat aplicația de prim ajutor pe telefonul mobil, un fel de ghid de prim ajutor care se poate descărca gratuit de utilizatorii iPhone. Pe lângă sfaturile de prim ajutor, aplicația oferă utilizatorilor posibilitatea de a suna direct la serviciile de urgență 112. Astfel, când utilizatorul se confruntă, de exemplu, cu o situație de durere în piept, poate intra în aplicația Crucii Roșii la capitolul Dureri în piept, unde află ce trebuie să facă și poate suna direct din aplicație la 112 fără a mai pierde timp să o închidă. Modelul aplicației este folosit de societăți de Cruce Roșie din Anglia, Franța, Belgia și Canada. În cadrul Galei Crucii Roșii au fost desemnați voluntarul anului 3 voluntari din România. Unul dintre ei este voluntarul filialei de Cruce Roșie Giurgiu, George Uriașu.